Astăzi vom reacționa la mesaje creepy primite de la un babysitter criminal. Un nou episod, fraților, din seria cu mesaje creepy, însă de data aceasta avem un episod foarte, foarte special, pentru că este vorba de cel mai creepy babysitter din lume și totodată un babysitter criminal. Primul mesaj, fraților, vine de la un băiat mic care îi spune lui frate său mai mare, you have to believe me, trebuie să mă crezi. Îi spune și zicea, bro, pe bune, asta îi spune, bă, frate, lasă-mă pace. Zică, spune adevărul, frățiorul, I'm telling the truth. She isn't who she says she is. Este vorba despre o femeie babysitter, fraților. Și bănuiesc, adică bănuiesc, nu am citit povestea, slash conversația înainte, deci nu știu 100% dacă spun adevărat, dacă nu spun adevărat, urmează să vedem. Însă, eu cred că copilul ăsta a rămas singur acasă cu acel babysitter și îi se pare lui că e ceva suspect la mijloc. Și poate chiar are dreptate. She's the babysitter killer. Bro. Ha, you think the babysitter killer is here in Canada? Crezi că ucigașul babysitter este în Canada? Ea este, spune el, băiatul ăsta. M-ai lăsat acasă, you left me home with a babysitter killer. M-ai lăsat acasă cu un babysitter criminal. Este vorba de babysitterul Nancy James, fraților, știți? Așa, este o poveste de asta. You have watched too many creepy movies, Joshua. Joshua, te-ai uitat la foarte multe filme horror. Uite, ce ziceam eu, promit că n-am angajat-o pe Nancy James ca să fie dădaca ta. Oh my god, fraților. Ați văzut poate la mine pe canal mai multe, să spunem așa, fraților, chestii de-astea, mesaje creepy cu Nancy James, pentru că sunt foarte, foarte multe pe YouTube, asta e unul dintre ele. When you saw her, you even said she was acting nervous. Și că când ai văzut-o prima dată, ai spus că se comportă ciudat. Aici, frățiu, dacă tu ai spus, yeah, because it's her first time ever babysitting. Da, pentru că este prima ei dată când face chestia asta. Ia-o ușor, bro, bă, s-ar putea să fie și asta, fraților. Ci că nu ai primit niște sentimente ciudate despre ea, nu ți se pare că e ceva ciudat la mijloc? Nu. She keeps looking around everyone nervous. Și că se uită prin toată casa așa foarte stresată. The minute you left, she told me to wait in my room. Ci că din momentul în care ai plecat de acasă, mi-a zis să aștept la mine în cameră. Băi, dacă e prima dată face când e un babysitter, poate nu prea știi cum funcționează chestia, știi ce zic? Adică are sens. Are sens. She's sneaking into all of her rooms. Și că caută în toate... Oh, bro, s-ar putea să fie o hoață, nu să fie o criminală. Caută în toate camerele. Asta e un semn că e o hoață. Can't tell what she's doing, but isn't good. Și că nu pot să știu ce face, dar 100% nu-i ceva bine. Uită-te ce face! Ok, dar dacă mă moare, e din cauza ta. Nu cred că o să te moare, frățiorul. Hai să vedem. She's shaking all the windows and doors. Se uită la toate ferestrele și ușile. Bro, le închide pe toate, băi! Asta e ciudat. Ok, cum e asta rău? Urmează să mă moare. Băi, aici, frățiorul, depinde cum o iei. Femeia poate vrea să te țină în siguranță, frățiorul, dar totodată poate să te și omoare. Urmează să mă moare. Le închide pe toate ca să nu pot să scap. Asta e și ceva paranoic, fraților, adică n-ai ce să zici. Gata, spune, enough. I'm sure she's just making sure no creep climbs through the window. Și că 100% vrea să te țină siguranță și să se asigure că nu intră vreun ciudat pe fereastră sau ceva de genul. Ea e ciudata! I-am pus foarte multe întrebări, dar nu are sens ce spune. Despre ce vorbești? L-am întrebat-o de unde e. Mi-a zis că e din Boston. Și? Și după mi-a zis că nu e din Boston. Opa, asta e ciudat. Mi-a zis că e din Montreal. A zis două locuri diferite. Bă, asta s-ar putea să fie ceva ciudat. Asta chiar s-ar putea să fie ceva ciudat. E ca și cum a uitat de unde e. Corect. Cine face chestia asta? Bă, aici, frate, chiar sunt curios ce să zic asta. Aici, micuțul cam are dreptate. The way you ask quick fire questions at people, I can't see how you could make her nervous. Ah, deci asta zice, cum îmi pui mie foarte multe întrebări aici și mă panichezi, adică îmi pui foarte multe întrebări. Poate și ei ai pus foarte multe întrebări și femeia s-a încurcat. Dar na, asta, bă, asta parcă-i caută scuze, ești nebun? Asta parcă-i caută scuze, fraților. Asta caută scuze la babysitterul criminal, nu vine să cred. Dar toată lumea știe unde au fost născuți. Bă, corect. Corect și asta. Cum ar putea cineva să greșească la întrebarea asta? Corect și asta. De, puțin ciudat, dar nu este Nancy James. Du-te și caută o imagine pe net cu Nancy James acum. Este vorba de babysitter criminal.
este blondă și este în vârstă. 100% nu e ea. Tracy nu este blondă. Atunci și-a schimbat culoarea părului. Bă, să puțin fațelul. Tracy e bătrână? Și asta e prima dată când e un babysitter? Ciudat. Și-a schimbat culoarea părului. Bă, s-ar putea și asta. Tracy nu este Nancy James. Nancy James ar trebui să fie urâtă și bătrână. Știu că ești foarte tânăr ca să apreciezi chestia asta acum. Dar într-o zi o să te uiți în această noapte și o să realizezi că cât de bine arăta. Hopa, deci asta arată bine. Babysitter. Ăsta, dădac, arată bine? Nu știu ce spune. Da, nu, ci că nu o să vă uit la această noapte pentru că o să fie umor. Bă, micuță, tot crede că o să moară, fraților. Bă, dar are sens ce zice, știi ce zic? And floating in heaven, looking down at my dead bloody body. Deci că o să stau în rai și o să mă uit la ăsta al meu, corpul meu mort. Ci că nu mai citi poveștile astea creepy. Acum se holbează pe geam și e foarte, foarte nervoasă, e foarte emoțională. Parcă caută ceva, caută un cuțit. Ok, se duce în bucătărie și îl găsește. Noi nu cred că caută vreun cuțit. Parcă caută pe cineva sau ceva sau pe cineva. Poate doar ți-a comandat pizza. N-am văzut-o să fi luat telefonul în mână. All my other babysitter have phones and pull them on the minute you leave. Ci că toate celelalte babysittere pe care mi le-ai mai lăsat au telefoane și în momentul în care ai ieșit din casă, scot telefonul și se uită pe telefon. Vă dați seama, o chestie complet normală. Ci că hopa, vine la mine. M-a întrebat cui dădea mesaj. Bro, dar ce-i treaba ei cu ei dădea mesaj? Hai, fiu că deja pe mine... Sper că i-ai zis că îi dădeai mesajul lui frate tu mai mare, care e foarte frumos și care n-are o gagică. Iar se uită pe fereastră. Ai pus o vorbă bună pentru mine? Treabă, frate-su. Oh my god. I-am spus numele și nu a răspuns. Mamă, băi. Frate, deci la început eram așa 50-50. Adică există șansa că al mic să fie paranoic. Dar prea multe red flag-uri, prea multe chestii de-astea, sincer vă spun, fraților, prea multe chestii ciudate se întâmplă. Parcă a uitat că o cheamă Tracy, poate nu o cheamă Tracy, te-ai gândit la asta. Poate nu te-a auzit, sau poate nu o cheamă Tracy, frațiorul, gândește-te și tu. No, her name isn't Tracy, numele nu este Tracy. Lol, este în bucătărie. Cooking. E ok, dacă face mâncare, ce e ciudat? Nu. De ce? This cookie is staring at me. Acest fursec se holbează la mine. Ok, poate puștiu chiar e paranoic. Oh my god, fraților. Deci că asta a luat un fursec și a desenat un smiley face cu frișcă. Bro, ok. Ți-a gătit un fursec? Nice. Bă, nice, dar totuși. Nu, nu este nice. Ar putea să fie otrăvit. Bă, Shelby e paranoic. Nancy James otrăvește copiii. N-ai citit nimica despre ea? Și că imaginația ta ți-a scăpat de sub control. Hopa. Frații, și că a luat cuțitul mare, a făcut ceva cu el și nu l-a pus de unde l-a luat. De ce ar ține un cuțit cu ea? Ca să-l omoare pe ăsta. Ca să-mi tai gâtul, ce v-am zis. Nu mai fi atât de dramatic. Bă, al mic fraților are o logică în ceea ce spune. De ce ar fi Nancy James la noi acasă? Nu știu. Dar este. Păi frățiorul, fugi, bă, al mic. Și urmează să mă omoare. Păi fugi, bă, dacă urmează să te omoare. Ok, știu ce poți să faci. Ia. Ce poți să facă? Spune-mi, rapid. Ești atât de, cum îi zice, n-ai răbdare. Spune-mi. Sunt speriat. Ok, first stand in the bedroom where there is a lock. Du-te în bucătărie unde este... În bucătărie. În baie unde este un lacăt. Ok, de ce acolo? Ci că, du-te în baie pentru că dacă chiar este ea, să te poți închide în baie. Bă, are sens. Ok, și sună la poliție.
Și după spune-i numele. Ce nume? Spune-i Nancy. Dacă reacționează, înseamnă că e ea. Băi, bă, ce plan bun! Ce plan bun, fraților! Dacă îi spune Nancy, se uită și după se bagă în baie. Bă, corect, hai să vedem dacă merge. Lol. Știi că fac Caterinca, nu? Bă, ce că a făcut Caterinca, dar al mic o să facă. O să o fac, hai, fă-o. Fă-o, frățiorul. O să vezi că nu e ea. Oh my god! Nu, nu înjurai, spune lui ăsta. Ea e, nu? Omul făgă! Omul făgă! Se uita afară. Avea cuțitul în mână! Și se holba la stradă. Și am zis, hai Nancy, cum ai zis tu? Și s-a uitat la mine ca și cum aș fi nebun. Mamă, ea e, fraților. Și și-a dat seama instant că știu cine e. Ea e. Foarte amuzantă. Asta nu crede pe frate-s-o. Oh my god, și că nu glumesc. Jur pe orice că sunt serios. Oh my god! A fugit după mine, chine-te, bă, baie! Și că țipă afară, sună, bă, la poliție, sună la poliție, puștule! Băi, bate în ușă. Mamă, mamă, frățuie, credeam că mi s-a deschis ușa. Mamă, ce m-am panicat, ești nebun la cap. Uai, ce m-am panicat, uai, ce m-am panicat. Și că a început să țipe la mine. De ce i-am spus Nancy? Păi dacă așa te cheamă. Și că să-i dau telefonul, încearcă să spargă ușa. Sună pe la poliție. Da, 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 foarte, foarte amuzant. Și că te sun, dă-o la telefon. Bă, nu-l suna. Răspunde la telefon, Joshua. Joshua, sunt serios, răspunde. Dacă mă faci să plec de la party, o să fiu foarte supărat. Joshua? Ok, o să vin acum acasă. 30 de minute mai târziu, cred că e prea târziu deja, fraților. Sunt aici. Unde naiba ești? De ce ai închis toate luminile? Asta nu este amuzant, bro. Cred că e rip, Joshua. Get out and out. Opa, ba, nu, uite. Foarte amuzant. Get out of house, murder is in there with you. Get out of house, murder is in there with you. Ești din casa aia, ucigașul e acolo cu tine. Dar ce, Joshua a reușit să scape? And now with Nancy, just where are you guys? If you just come here, I will kill you. Deși că nu mai face asta, dacă mai faceți glume, dacă îmi faceți un jumpscare, o să vă omor. Ăsta nu este Joshua. Este Tracy. Joshua e cu mine. What? Pleacă acum de acolo. O să-ți explic totul. Bro! Frații, ok, erau două babysittere. Cred că ăsta, fraților, cred că ăsta chiar a angajat o babysitteră bună, dar era și Nancy James în același timp acolo. Mamă, promise you get... Mamă, și acum îi zice babysitterul ăla real, îi zice, băi, Joshua e cu mine, e adevărat ce a făcut, ești din casă. Lol, ok. Numele meu real nu este Tracy. Este Casey. Păi de ce ai mințit? Sunt în protecția martorilor. Mă ascunde Nancy James. Bro, I got an email from the FBI to resume babysitting, but knew it was weird. Bro. Oh my god, frațio. Deși că asta a avut treabă cu Nancy James. Și Nancy James o vânează. Joshua este în siguranță cu mine. Nu voiam să vă pun în pericol. Dar uite că ai făcut-o, soră mea. Unde ești tu în momentul de față? Nu cred că mai răspunde. Are you out? E rip. Da, nu am văzut-o acolo. Te sună acum. Nu-mi răspunzi la telefon. Nu cred că mai e el. Cred că l-a luat Nancy James. Dă-mi un mesaj unde ești. Da. Te mai sun o dată. I-a zis să-i dea un mesaj unde sunt. Adresa? Oh my god, no. Nancy? Oh my god. Mamă, fraților.
Terry tells Joshua that his brother can't get to the phone right now. Spune micuțului Joshua că fratele lui nu mai poate să ajungă la telefon. L-a omorât pe fratesul lui Joshua. Bă, deci puștiu și avea dreptate și nu avea. Un cuțit i-a zis hello la stomac. Îmi pare foarte, foarte rău. Bă, ce psihopată, bro. Holy shit. Cineva o să trebuiască să facă curățenie. Bro. Chiar credeai că poți să scapi de Casey? Chiar credeai că poți să scapi de mine, Casey? Într-o zi o să... O să-mi spui cum tu cu agent Warren, bănuiesc agentul de la FBI cu care au colaborat, ați făcut chestia aia. Cum ai găsit? Mama, frate, că ai hecuit în bază de toate FBI și a ajuns să-l găsească aici. Mama, fraților. Deci asta, într-un fel, ajută polițiștii și oprită pe Nancy James și Nancy James vrea să o omoare. We? Care we? You say we hack. Noi am hecuit baza. Care noi? Da, lucrez cu cineva foarte, foarte talentat. Cu cine? Sunt Jedi Master-ul lui. Cu cine lucrezi? Don't worry, o să te atingă și pe tine în curând. O să vină după tine. Oh my god, fraților. Ci că să ai, să te distrezi cu orfanul. Bro, ce poveste ciudată. Bro, ce poveste ciudată, fraților. O să te prind mai târziu. Bro. Mamă, fraților, vreți să caut continuare de la povestea asta? Mamă, ce conversație creepy ciudată!